stabilirea pe mai departe a strategiei iepurelui. Iepurele a întârziat mult înainte să se ducă la leu. El și-a repetat trucurile pe care intenționa să le joace. După o întârziere așa de mare, el a ajuns pe drum cu gândul să-i spună leului unul sau două secrete. Gândește-te ce cuvinte pot să fie negociate cu rațiunea. Cât de larg este oceanul rațiunii. În acest ocean dulce, formele noastre se mișcă repede, ca bărcile pe suprafața apei. Până când ele ajung să fie pline, mai plutesc ca niște boluri pe deasupra mării. Dar când acestea se umplu, ele se scufundă imediat. Rațiunea este ascunsă și numai o lume a fenomenelor este vizibilă. Formele noastre sunt valuri sau o urnă a ceea ce se află pitit în adâncul oceanului ființei. Orice ar face o formă înseamnă o apropiere sau o îndepărtare de el, de această rațiune sfântă și prin aceeași înțelegere. Oceanul motivului dintâi duce departe de sine forma sa trecătoare. Atât de departe, încât inima nu-l mai poate vedea, pe dădătorul conștiinței, tot așa cum săgeata nu poate vedea pe arcași, de vreme ce a și pornit din arc spre depărtări. Cel care este orb crede că și-a pierdut calul, chiar dacă tot timpul îl îndeamnă să alerge mai repede pe drumul pe care a pornit. Acel om crede că și-a pierdut calul, în timp ce calul lui zboară ca vântul. În plângerea și cererea acelui uituc care aleargă din ușă în ușă, în toate direcțiile, întrebând și căutând, se aude strigătul. Unde? Și când mi s-a furat calul? Ce animal e acela de sub tine? O, stăpâne! Da, acesta este un cal, dar unde este calul meu? O, tu, călăreț îndemânatic, ce tot alergi în căutarea cailor? Vino tu singur. Spiritul s-a pierdut pentru că se manifestă așa de aproape. Cum poate atunci cu burta plină de apă să fie uscat ca buza unei căni? Cum mai poate vedea el roșu și verdele și roșcatul înainte de a privi lumina prin care tu vezi toate aceste trei culori? Dar de când și-a pierdut mintea, absorbită în percepția acelei culori, au devenit pentru tine ca un văl, prin care nu se mai poate contempla lumina. În măsura în care acele culori au fost ascunse de noapte, tu, care ai văzut cum viziunea ta despre culori derivă din lumină, înțelege că nu mai poți vedea culorile fără lumina din afară. Chiar și așa, toate sunt făcute din culoarea fanteziei interioare. Această lumină exterioară provine din soare, în timp ce acea lumină interioară este din reflexia strălucirii gloriei divine. Lumina care dă lumina ochiului este lumina inimii. Lumina ochiului este produsă de lumina sufletelor noastre. Și din nou, lumina care dă inimii strălucire este chiar lumina sfântă a lui Dumnezeu, care este pură și separată de lumina intelectului și a sensului înțelegerii noastre. Apoi lumina se face manifestată prin opoziție la întuneric. Mai întâi vine lumina văzută, apoi vezi culoarea și astfel o vei cunoaște imediat prin opoziție cu întunericul. Dumnezeu a creat durerea și tristețea cu scopul ca fericirea să poată fi cunoscută ca un opus la acestea. Lucrurile ascunse sunt apoi manifestate
prin înțelegerea opusului lor, pe când Domnul nu are niciun opus. Cu toate astea, cel care cunoaște lumina prin opusul ei, acel opus îi va revela opoziția din interiorul procesului, care iese astfel la suprafață cu putere. Lumina lui Dumnezeu nu are opus în toată această existență. Asta înseamnă că acel opus, dacă ar exista, ar putea să îl arate. În mod obligatoriu, ochii noștri nu îl percep pe el, deși el ne vede pe noi. Vezi acest fapt în cazul lui Moise pe muntele Sinai. Astfel nu mai știi nimic despre marea gândurilor, dar pentru că tu vezi acele valuri ale cuvintelor că sunt adevărate, crezi că marea lor este și ea nobilă. Atunci când valurile gândurilor se grăbesc pe marea înțelepciunii, înțelepciunea însăși face din ele forme de exprimare și voce. Forma s-a născut din cuvânt și tot în el se va stinge. Valul se retrage singur și se duce înapoi în mare. Forma aceasta a venit din spațiul fără formă și se va întoarce tot acolo cu adevărat, în acela în care toate se întorc. De fiecare dată când ceva moare, se reîntoarce de fapt acasă. Mustafa a spus că această lume nu este decât o clipă. Gândul nostru este o săgeată trasă tot de el, în aer. Cum poate să stea în aer și apoi să se întoarcă la Dumnezeu? În fiecare moment lumea aceasta este reînnoită și noi suntem inconștienți de ființa ei cea nouă, în timp ce vedem aceeași aparență. Viața mereu se ridică proaspătă ca fluxul, deși în corpul nostru ea are aparența unei continuități. Datorită rapidității curgerii ei, ea ne apare și este continuă, cum ar fi scânteia, care datorită vitezei cu care țâșnește, tu nu o poți prinde cu mâna. Dacă vârtejul sporului unui tăciune aprins cu dexteritate apare vederii noastre ca o linie lungă de foc, mișcarea rapidă produsă de acțiunea Domnului prezintă această lungime a duratei timpului ca un fenomen ce răsare din spontaneitatea acțiunii divine. Căutătorul acestui mister este un om extrem de învățat. Îi pot spune, iată, Husamuddin, găsește tu care este misterul revelat. Povestea continuă. Iepurele a venit la leu, iar leu s-a supărat pe el. Leul, înfuriat și frenetic de mânios, îl văzu pe iepure cum se apropia din depărtare și de aceea alerga dezordonat și parcă turbat, uitându-se cu furie și chiar feroce, căzut în amărăciune și acreală. Iepurele gândea că în cazul acesta, dacă nu se va duce cu umilință, suspiciunea nu se va mai trezi. În timp ce, prin îndrăzneală, orice cauză și îndoială va fi uitată repede. Când a ajuns în apropiere, leul a strigat, ha, tu, ticălosule, eu care am rupt bucată cu bucată din pradă, am fost umilit de ferocitatea elefantului. Tu, care ești un iepure atât de slab și imbecil, de ce a trebuit elefantul să mă arunce la pământ, desconsiderând porunca mea? Abandonează somnul iepurelui și nepăsarea ta. Ascultă, o, tu, măgar, cum răcnește acest leu.
scuzele iepurelui. O, tu, grație divină, a plâns iepurele, am o scuză. Dacă domnia ta îmi va veni în ajutor... Ce scuză? A spus el. O, miopia nebunilor, este timpul pentru ei ca să vină în prezența regilor? Tu ești o pasăre fără timp, ești capul tău, deși capul tău ar trebui tăiat, căci nu ar trebui să ascult scuzele unui nebun. Scuzele celui nebun sunt cele mai rele. Scuzele unui nebun sunt mai rele decât crima lui. Scuzele unui ignorant sunt o travă care ucide înțelepciunea. Scuza ta, iepure, este lipsită de înțelepciune. Ce iepure sunt eu și tu nu poți să mă pui în urechea ta? O, rege, a spus el, uite-te la ce este mai rău, ca să nu se întâmple răul. Tu asculți scuza celui care a suferit opresiuni? În particular spus, ca o jertfă de mulțumire pentru înțelegerea ta înaltă, nu părăsi drumul tău, pentru că te vei pierde. Oceanul care ne dă atâta apă la fiecare flux, pune mult gunoi pe capul și pe fața lui. Prin această mărginire, marea nu va deveni mai mică. Marea nici nu a crescut, dar nici nu a scăzut prin modificarea țărmurilor ei. Leul a spus, voi mișca limitele până la locul potrivit și astfel voi tăia hainele oricui după statura sa. Ascultă, a strigat iepurele, dacă eu nu sunt un obiect care să pot umple grația ta, îmi plec capul înaintea dragonului voinței tale. La micul dejun am stabilit care va fi calea de urmat și de aceea m-am întors împotriva regelui împreună cu camaradul meu. Acea petrecere a fiarelor sălbatice a numit, de dragul tău, un alt iepure să-mi fie ajutor și companion. Pe drum, un leu l-a atacat pe sclavul său umil, dar și pe însoțitorii săi de călătorie. Eu i-am spus, rege al regilor, cine este el? Să-ți fie rușine, nu mai fă referire de fiecare dată la prezența mea. Atât pe tine, cât și pe rege, vă voi rupe în bucăți, dacă tu și prietenul tău vă veți întoarce spre ușă. Și eu i-am spus, lasă-mă să văd încă o dată fața regelui și să-i spun vestea de la tine. El a spus atunci lasă-l pe camaradul tău ca un gaș și îl voi sacrifica pe el. Va trebui să renunțe la viața sa după legea mea. L-a rugat mult să facă asta, dar fără folos. Apoi mi-a reținut prietenul, iar mie mi-a dat drumul să plec. Prietenul meu era la fel ca mine la corp, atât în farmec cât și în frumusețe. De acum înainte, acest drum este barat de acel leu. Cum leul i-a răspuns iepurelui și s-a pornit împreună cu el la drum. Vino în numele lui Dumnezeu, a spus el, și lasă-mă să văd unde se ascunde celălalt leu. Du-te tu în față, dacă spui adevărul, că aș putea să-i dau lui și la 100 ca el pedeapsa pe care o merită. Ori dacă asta este o minciună, aș putea să-ți dau ție acest deșert. Iepurele s-a dus pe drumul său, mergând în față ca un ghid, astfel încât să poată să-l conducă spre capcana pe care i-a pregătit-o spre binele pe care el și-l dorește. El a făcut o cursă adâncă pentru leu. Astfel s-au întâmplat aceste lucruri până când el a ajuns în apropierea capcanei. Privește! Acesta a fost un iepure fals.
ca o găleată de apă ascunsă sub paie. Apa curge pe aceste paie în jos spre câmpie. Cum? Mă întreb. Vor suporta paiele apa de munte? Cursa pregătită de viclenia iepurelui a fost un laț pentru leu. Acesta s-a prins. Un iepure minunat, care duce în spate un leu ca pe o pradă. Moise l-a atras pe faraon și armata sa în râul Nil, un singur țânțar cu o jumătate de aripă, a rupt cutezător sutura capului lui Nimrod. Iată starea celui care a ascultat cuvintele dușmanului său și răsplata aceluia care a devenit prietenul lui, a acelui invidios. Starea lui Faraon, care accepta cuvintele lui Haman, și starea lui Nimrod, care asculta de Satan. Deși inamicul a vorbit cu tine într-un mod prietenos, cunoaște cum sunt cuvintele sale, care sunt chiar cursa, deși vorbește cu tine despre grâne. Totul este ca o momeală. Dacă acela ți-a dat niște bomboane, privește-le ca pe o travă. Dacă el va face un lucru plăcut și bun pentru tine, ferește-te, căci înseamnă că te privește cu cruzime. Când destinul divin vine și trece, tu nu vezi altceva decât pielea, îmbrăcămintea, aspectul exterior și astfel nu vei putea distinge dușmanii de prieteni. Pentru că lucrurile stau așa, tu începe invocarea umilă și rămâi în starea aceasta de a lăuda și slăvi pe Domnul. Și ține post și plângi continuu și strigă: O, tu, care știi toate lucrurile cele mai ascunse, nu ne dă zdrobi sub piatra răului cel născocit. O, tu, creator al leului, dacă noi suntem cruzi, nu-l pune pe leu să ne descopere din această ascunsătoare a noastră și nu da apei dulci forma focului și nu turna peste foc forma apei. Când tu ne îmbeți cu vinul mâniei tale, tu dai lucrurilor non-existente forma existenței. Ce este această beție? Aceasta care ne leagă la ochi ca să nu avem adevărata vedere, care face ca o piatră obișnuită să ne pară o bijuterie și lâna un jasp. Ce este această beție? Pervertirea simțurilor, schimbarea lemnului de tamarisc în santal, prin vedere înșelătoare. Vă spun o altă poveste. Povestea pupezei și a lui Solomon, care arată că atunci când destinul divin vine la noi, deschide și limpezește ochii care sunt închiși. Când pavilionul cortului a fost înclinat pentru Solomon, păsările au venit înaintea lui ca să-și arate supunerea. Ele l-au găsit vorbind aceeași limbă și purtându-se familiar. Cu încetul una câte una, în prezența lui, au devenit și ele entuziaste. Toate păsările nu au încetat să ciripească în conversația cu Solomon, iar el le-a vorbit mult mai articulat decât proprii frați. Ca să vorbești aceeași limbă, înseamnă că ești o rudă sau că ai afinitate. Un om în care nu poți avea încredere este ca un prizonier în lanțuri. O, mulți indieni și turci vorbesc aceeași limbă și mulți dintre turci sunt ca niște străini între ei. Prin urmare, limba înțelegerii mutuale este cu adevărat diferită. A fi una în inimă este mai bine decât a fi una cu celălalt în limbaj. Fără vorbire și fără vreun semn sau lucru întâmplat,
sute de mii de cuvinte se ridică din inimă. Secretul păsărilor toate și fiecare în parte este în legătură cu nivelul de cunoaștere și practică. A fost revelator tot ce i s-a întâmplat lui Solomon, așa că păsările i-au făcut o cerere pentru că le-a luat în seamă, nu din mândrie și îngânfare, dar pentru că le-a permis să vină la el. Când un domn vrea să-și cumpere un sclav, el face o ofertă de început, prin talentul său, dar atunci când lui este rușine sau este dezgustat de târgul făcut, el este ca un bolnav, paralizat, surd și șchiop. Pavilionul cortului a fost coborât de Dumnezeu pentru pupăză și cântul ei și pentru explicarea talentului lui Solomon și a gândirii sale. O, rege, a spus ea, îți spun că am numai un singur talent, care este unul inferior. Mai bine să vorbesc pe scurt. Spune, a zis Solomon, vreau să aud ce talent este acela. Și pupăsa a povestit, în timpul când sunt la zenit, eu privesc la el cu ochiul siguranței și văd apa de pe pământ, astfel încât știu unde mă aflu și cât de adâncă este apa, ce culoare are și de unde țâșnește în sus, din lut sau din piatră. O, Solomon, de dragul tău, în locul unde ai pus cortul de armată, ține pe acest înțelept alături de tine în expedițiile tale. Atunci, a spus Solomon, mai multă apă acoperă o întindere mai mare. Altă poveste. Povestea lui Adam, fie el în pace și cum hotărârea de sus l-a orbit, astfel încât el nu a mai putut vedea sensul clar al interdicției și să se abțină de a mai interpreta. Tatăl omenirii, care este Domnul nostru, i-a dat lui Adam numele a sute de mii de cunoștințe în fiecare vena sa. Și astfel sufletul său a acumulat această cunoaștere a numelor fiecărui lucru, chiar dacă acel lucru există sau nu în natura reală. Și niciun cuvânt din cele pe care i le-a dat nu s-au mai schimbat. Ai auzit un numele fiecărui lucru de la cunoscătorul însuși? Ascultă sensul cel mai adânc al misterului pe care el l-a predat prin aceste nume. Prin noi, numele lucrurilor sunt aspectul lui exterior, aparent. Prin el, numele fiecărui lucru este însă realitatea lui interioară și activă în noi. În măsura în care ochiul lui Adam a văzut prin intermediul luminii pure sufletul și sensul adânc ale numelor, deodată totul i-a devenit evident, pentru că îngerii percep în ei razele Domnului. De aceea ei cad imediat la închinare și se grăbesc să îi aducă un omagiu. O, Doamne, am făcut tot răul. Și vai, acestea le-a zis. Întunericul a sosit și drumul l-am pierdut. Acest destin divin este ca un nor care acoperă soarele. Prin urmare, leii și dragonii devin ca niște șoricei. Dacă eu, pupăza, nu voi vedea cursa la ora stabilită de Domnul, înseamnă că sunt sigur o ignorantă a hotărârilor dumnezeiești. Fericit este acela care este neprihănit și umil, căci numai el care a renunțat la puterea lumii și la dorința sa de mai mult și mai bine, va putea să meargă la rugăciune. Dacă destinul divin îl va învălui pe el ca pe noapte, atunci hotărârea lui te va lua în mână și te va ghida și pe tine în cele din urmă.
Și dacă destinul sfânt îți va încerca viața de 100 de ori, înseamnă că hotărârea sa te urmărește pretutindeni și îți va da viață și te va vindeca. Această poruncă divină poate cădea de 100 de ori pe calea ta, totuși nu contează. Tu pune cortul tău în vârful raiului și cunoaște că aceasta este doar o formă trecătoare pe care Domnul o iubește cu îngăduință și că tot de la El sunt și grozăviile care te sperie pentru ca tu să-L recunoști ca stăpân al împărăției cerești. Dar acest subiect nu are sfârșit. Până când târziu ascultai mai departe povestea iepurelui și a leului. Iată cum a scăpat iepurele de lău când s-au apropiat de fântână. Atunci, când leul a ajuns la fântână, l-a văzut pe iepure că a rămas în urmă și s-a dat și el puțin înapoi. Atunci leul i-a spus: de ce te-ai oprit? Nu te opri, mergi înainte. Și iepurele a spus: unde este puterea mea ca să pot să mișc piciorul? Pentru că atâta timp cât nu mai am mâna și piciorul, tremură sufletul meu și curajul inimii mi-a fugit. Nu vezi tu culoarea feței palide ca și când ar fi de aur? Culoarea obrajilor cu adevărat este dată de cunoașterea interioară. Culoarea și parfumul sunt semnificative, ca un clopot. Nechezatul calului te face să te familiarizezi cu el. Sunetul făcut de orice lucru transmite informații și asta pentru ca tu să poți să distingi o ușă de fier de una de lemn după scârțâitul lor. Atingerea deosebește oamenii între ei și profetul a spus: un om este ascuns atunci când gura lui stă închisă și nu spune nimic. Culoarea feței arată starea inimii. Ai milă de mine și pune dragostea mea în inima ta. Un obraz roșu are sunetul declarațiilor expresive de iubire sau recunoștinței și satisfacției. Sunetul arată ca o față palidă, răbdarea sau nerecunoștința. Toate acestea au venit peste mine, astfel încât mi-au luat mâna și piciorul și mi-au luat și culoarea feței și puterea și fiecare aspect distinctiv exterior. Aceea care spulberă orice lucru și vine peste noi și face să plângă fiecare pom, de la rădăcină până la coroană, este necredința. Și a venit și peste mine și peste toți oamenii și animalele, peste minerale și plante. Totul a fost făcut șahmat într-o clipă. Toate acestea însă sunt cu adevărat doar părți, dar și întreguri create de bunăvoința lui. Atât galbenul cât și nuanțele, dar și ceea ce este corupt și cu miros rău. Acum lumea este liniștită și recunoscătoare. Grădina și-a pus pe ea o robă de verdeață și apoi din nou se va goli. Soarele, care răsare cu culori de foc, după o altă oră, se scufundă cu capul înainte în oceanul de întuneric. Stelele strălucesc în cele patru colțuri ale cerului, în timp ce, afectate și consumate, arse de propriul lor foc. Luna, care aruncă stelele în frumusețe, a devenit ca o fantomă, bolnavă de o maladie necunoscută, și acum este agitată. Acest pământ liniștit și controlat este zguduit uneori de cutremure și cuprins astfel de un tremur teribil. De la acest vaiet moștenit, un munte din această lume sobră a ajuns fragmente mici, boabe de nisip.
Acest aer este unit cu spiritul vital, dar atunci când destinul divin coboară, el înnebunește repede și miroase urât. Apa cea dulce, care era o soră cu spiritul, după ce a stat prea mult timp într-un bazin, a ajuns să fie galbenă, amară și tulbure. Starea mării vine de la propria ei agitație și această comoție tu poți să o percepi ca schimbări în mintea ei. Cerul învolburat, care este din totdeauna angajat în explorări și căutări, starea lui este ca aceea copiilor săi. Acum, în zori, acum la mijlocul zilei, acum la zenit, cu toate astea, el este gazda stelelor norocoase. În măsura în care întregul suferă îngrijorare și durere, cum să nu fie părțile lui cu fața palidă, bolnave și subiecte de cădere? În special, acea parte este compusă din contrarii, cum este apa și pământul lor, focul și aerul. Nu este de mirare că oaia se ferește de lup. Minunea este că această oaie îl pune pe lup la inima sa și apoi se împrietenește cu el. Viața este pacea și armonia contrarilor. Moartea este faptul care arată că războiul între ele a sosit. Grația lui Dumnezeu l-a împrietenit pe acest leu cu măgarul cel sălbatic. Aceștia doi fiind pe departe mereu în conflict. De când lumea este prizonieră și bolnavă, nu este de mirare că uneori boala ei trece și ea și se face trece și ea se face bine. Din acest punct de vedere, el, iepurele, îi declamă leului tot felul de sfaturi. Am rămas în urmă, zicea el, din cauza obligațiilor mele. Cum leul a întrebat pe iepure care este motivul pentru care acesta a dat înapoi. Și leul i-a spus, dintre toate motivele maladiei tale, spune, care este cauza principală, deoarece pentru mine acesta este obiectivul principal. Acel leu, a spus iepurele, locuiește în fântână pentru că în această fortăreață el se simte sigur și în siguranță. Acela care este înțelept caută întotdeauna partea de jos a fântânii și vrea să locuiască acolo, pentru că bucuriile spirituale nu se pot obține decât în solitudine. Întunericul fântânii este mai bun decât nuanțele întunecate ale lumii. Și acela care a încercat să urce pe culmile acestei vieți, niciodată nu și-a salvat capul. Atunci vino și tu, a spus leul. Lovitura mea îl va supune. Și vezi apoi dacă acel leu va mai rămâne în fântână. Iar iepurele i-a răspuns. Mă roade frica și mânia pentru că voi rămâne în spatele tău. Poate că voi rămâne în spatele tău. Asta ca să te susțin. O, tu mână de generozitate, voi fi atent și voi privi la cele ce se întâmplă. Cum leul s-a uitat în puț și a văzut reflexia sa și pe iepure în apă. Când leul l-a luat lângă el sub protecția sa, ei au început să alerge spre fântână. Cât de curând, când s-a uitat în puț, reflexia lor a strălucit cu putere pe oglinda apei și astfel leul și imaginea iepurelui s-au reflectat în ea. Leul și-a văzut propria reflexie. În oglinda apei strălucea imaginea unui leu, un iepure grăsuț de o parte a sa. Atunci când el și-a văzut adversarul din apă, l-a lăsat pe iepure și a sărit în fântână. Astfel, el căzu în puțul în care pe care și l-a săpat.
pentru că nelegiuirea sa a venit apoi asupra capului său ca o pedeapsă pe care și-a dat-o singur. Nelegiuirea celor răi a devenit pentru ei un puț întunecat. Așa au spus cei înțelepți. Cu cât mai nedrept, mai lacom, mai mândru și mai orgolios este cineva, cu atât mai cumplită este căderea lui. Justiția divină a ordonat pedeapsa pentru păcatul cel rău. O, voi, cei pe care nelegiuirea vă îndeamnă să săpați puțul pentru alții, cunoașteți că astfel faceți o cursă în care veți cădea chiar voi. Nu țese un cocon în jurul tău ca viermele de mătase. Orice zid va fi dărâmat până la urmă. De fiecare dată când gândiți răul pentru ceilalți, voi vă săpați propriul puț în care după aceea vă aruncați singuri aproape fără să știți. Săpați cu moderație, să nu fie prea adânc și nu-i considerați pe cei slabi că sunt fără ajutor și nu au cum să câștige niciodată. Pentru că în spatele lor este întotdeauna Dumnezeu și El nu va lăsa niciodată să nu fie pedepsită neobrăzarea și înfumurarea voastră. Când ajutorul lui Dumnezeu va veni, dacă tu ești un elefant și dușmanul tău fuge de tine, ferește-te, răsplata va veni și asupra ta ca păsările în stolul. Să-ți fie frică să gândești răul. Dacă un om sărac și nevinovat de pe pământul acesta cerșește milă, un tumult zgomotos cade peste oștirea cerurilor. Dacă l-ai mușca cu dinții tăi și l-ai face să sângereze, durerea din dinți te va ataca pe tine și ce faci atunci? Leul se văzu pe sine în fântână și în furia lui uită de inamicul său. El considera că propria sa reflexie este chiar acel dușman. Astfel, în mod necesar, leul și-a scos sabia împotriva lui însuși, aproape fără să știe. Era pedeapsa pe care singur și-a dat-o din momentul în care a gândit răul împotriva celuilalt. O, multe nedreptăți vei vedea la alții ca o reflexie a propriei tale naturi oglindită în ei. O, tu, cititorule! În ceilalți vezi și strălucește tot ceea ce ești tu. Ipocrizia ta și fără de legea sau necredința ta. Tu ești acel refăcător pe care l-ai în fața ta și tu ești de fapt acela care lovești în tine însuți. În jurătura celuilalt este chiar insolența ta care îți vine în acest mod înapoi. Omul care face răul se pedepsește pe sine chiar prin îndrăzneala de a fi răuvoitor cu aproapele său. Tu nu vezi clar întunericul din tine. Astfel te-ai urât din tot sufletul. Tu singur te asaltezi. O, tu prostule, ca leul care și-a întins o cursă fără să știe. Cunoaște că atunci când vei atinge cartea de jos a naturii tale prin umilință, vei ști că acea josnicie care ți se întâmplă este tocmai de la tine. Tu ți-ai permis să te bați pe tine însuți, dar nu știi asta și mai mult crezi că celălalt este de vină. Dar înțelege că Dumnezeu doar ți-a pus o oglindă în față. La fundul fântânii, leul început să-și dea seama că acela care părea să fie altul era în realitate chiar el însuși, propria lui imagine. Oricine își va înfige dinții într-un om nevinovat, își face sieși ceea ce leul cel fals a făcut singur. O, tu care nu vezi că este chiar reflexia ta ce are pe fața unchiului tău și nu vei înțelege că nu unchiul tău este rău, ci tu însuți. De aceea nu alerga prea departe de tine cu reproșurile tale.
credincioșii sunt oglinzi unul pentru altul. Asta, această afirmație este legată de spusele profetului. Tu ții un pahar albastru înaintea ochilor tăi, de aceea pentru tine lumea pare că este albastră. Dacă nu ești orb, cunoaște că acest albastru vine de la tine. Când tu îi vorbești de rău pe ceilalți, vorbești de rău despre tine. Atunci nu mai pune gri pe nimeni altcineva și astfel te elibera pe tine însuți. Aceasta este iertarea. De fapt, ce o acorsie și depinde numai de tine. Asta este o altă metodă de eliberare din încorsetarea și închisoarea în care singur te-ai băgat. De ce nu vrei să scapi de eul tău mărginit și egoist? Dacă adevăratul credincios nu a fost văzut de lumina sfântă a Domnului, atunci spune-mi cum se poate ca lucrurile nevăzute să apară clar revelate credinciosului adevărat. În măsura în care tu nu ai fost văzut de focul lui Dumnezeu, al umilinței, nu vei putea discerne și nu vei înțelege care este diferența între bine și rău. Încetul cu încetul aruncă apă pe foc, astfel încât focul tău să devină lumina cea sfântă. O, tu om al durerii, aruncă tu, Doamne, apa ta cea pură peste această lume de foc, pentru că astfel ea va putea deveni lumina ta întreagă. Toată apa mării este sub comanda ta. Apă și foc. O, Doamne, totul este al tău. Prin voința ta, focul devine apă dulce și dacă tu nu vrei, apa nu poate să se transforme în foc. Această căutare și aspirație continuă din noi este de asemenea adusă la existență. Tot de tine. Cadouri fără nume, fără număr, toate sunt ale tale, Doamne. Fără să vrem, Tu ne-ai dăruit această sete de căutare, fără să știm. Tu ne-ai dat atâtea lucruri în dar, fără număr și fără sfârșit. Iată cum iepurele l-a dus fiarelor sălbatice vestea că leul a căzut în puț. Când iepurile s-a bucurat că a scăpat de leu, el a alergat spre prietenii lui din pădure până a ajuns în deșert. După ce l-a văzut pe leul cel mizerabil căzut în fântână, iepurile a sărit cu bucurie fericit și bătând din palme pentru că a scăpat din mâna morții. Dansând în aer ca ramurile copacilor sau ca frunzele, crengile și frunzele au scăpat și ele din închisoarea pământului, ridicându-și capetele și devenind astfel camarazi ai vântului. Frunzele au izbucnit și ele la viață, departe de Craiangă. Acum se grăbe să ajungă în vârful copacului, cu limba seminței, care a pus forța în fiecare fruct și copac, solidar cu toții îi mulțumesc Domnului, spunând: Dătătorul cel darnic a hrănit rădăcina noastră până când copacul acesta a crescut mare și s-a ridicat în picioare. Chiar și așa. Spiritele sunt legate de pământ atunci când scapă bucuroase din închisoarea lutului. Începe să dansezi și tu în aerul iubirii divine și fii fără cusur, ca sfera plină a lunii. Corpurile dansează, dar sufletele lor nu încă și nu cer nimic cum duhurile fac. Acele lucruri din care vine încântarea sufletului. Nu întreba de acele lucruri. Cum iepurele l-a depus pe leu în închisoare. Rușine pentru leu care a fost pus pe fugă de un iepure. El este într-o asemenea rușine și încă este... Și încă asta este o minune, că ar putea fi foarte frumos arătat prin denumirea de fachir din. O,
uleu care te culci în partea de jos a fântânii. Sufletul tău ca un iepure a vărsat și ți-a băut sângele. Sufletul tău de iepure se hrănește în deșert, în timp ce tu stai culcat pe jos în fântânile cui și cum și de ce? Acel prinzător de lei. Iepurele alergat la fiarele pădurii strigând: bucurați-vă, o, voi, crainicul bucuriei a venit! Vești noi, vești noi! O companie a creatorilor de bucurie! Câinele iadului a plecat înapoi în iad. Vești noi, vești noi! Dușmanul vieților voastre, dinții lui, s-au rupt prin zărăzbunarea creatorului. El care a lovit multe capete cu ghearele sale, el care mătura morții, i-a spulberat pe toți ca un gunoi. Iată cum fiarele s-au adunat în jurul iepurelui și i-au vorbit lăudându-l. Apoi, toate fiarele sălbatice s-au strâns bucuroase și râzând încântate în extaz și emoție, ele au format un inel în jurul iepurelui, care ardea în mijloc ca o lumânare. Toate animalele din deșert s-au apropiat omagiindu-l. Tu ești un înger ceresc sau o ființă trecătoare? Nu, tu ești Azrael, învingătorul leilor feroce. Oricine ești tu, sufletele noastre ți se oferă și se sacrifică pentru tine. M-ai biruit. Sănătatea mea este în mâna ta, dar și brațul. Deși tu ai făcut totul fără vicleșut, tu ai transformat această apă într-un fluviu tumultos. Binecuvântată fie mâna și brațul tău. Explică-ne cum poți tu să hoinărești fără viclenie și cum poți șterge toate păcatele noastre fără niciun regret. Explică-ne, pentru că această povestire poate să fie mijlocul de a vindeca maladia noastră a egoismului și a dorinței de mai mult. Explică-ne, pentru că aceste cuvinte ale tale sunt un balsam pentru sufletele noastre. Explică-ne că o consecință a nelegiuirii acelui tiran, sufletele noastre au acum miriade de răni. O, voi, Domnul, a spus el, tot ce s-a întâmplat a fost cu ajutorul Domnului și încă unde este în această lume un iepure care să nu poată face treaba asta. El, Domnul, mi-a dat această putere și a pus lumina în inima mea, care a dat apoi forță mâinii și piciorului și tot de la el vin toate situațiile de viață ca să ne țină treji drepți. Și tot de la el vin schimbările din viața noastră care ne duc în locul cel mai de jos. Dumnezeu ne ține pe parcursul său. Dumnezeu ne ține pe cursul său și învârte situațiile prin care trecem cum vrea El, după bună înțelepciunea sa și întotdeauna spre binele nostru, arzând acest ajutor atât necredincioșilor, cât și clarvăzătorilor deopotrivă, băgați de seamă. Nu vă bucurați prea mult, căci sunteți într-un regat cu multe întorsături de situație, care întotdeauna vă vor lua prin surprindere, schimbându-se și trecând mereu una în alta. O, tu, care ești rob al vicisitudinilor, nu acționa ca și când ai fi complet liber, căci nu ești. Mereu veghează asupra ta voința lui Dumnezeu și puterea morții. Dar pentru aceia cărora le-a pregătit un regat dincolo de toate aceste neplăceri ale zilei, tobele serenității bat. Dincolo de toate aceste greutăți sunt îngerii cei veșnici. Spiritele lor sunt reînnoite continuu de paharnic. Dacă tu nu vei renunța la această băutură a plăcerilor lumești,
mai mult decât o zi sau două pentru toată viața, atunci nu vei putea bea din cupa paradisului încă de aici. Așa se încheie povestea iepurelui. Vă mulțumesc! Am citit din Eliberarea de sine este fericirea toată. Selecție și traducere de Marius Ghidel din Rumi. Vă mulțumesc! Fiți binecuvântați!